ce cu tine? E el! Clara, cine e el? E el! Clara, liniștește-te! E el! Gata. Stai să aprind lumina, scumpă. Nu. Nu, nu. Nu. E el! E el! Cine e el, scumpa? Liniștește-te, odorul meu! Despre cine vorbești, Clara? E el! Știi că ieri îți spuneam, când veneam acasă, în curtea casei, am văzut un bărbat! Da. A, scumpa, mi-am amintesc, nu cred că trebuie să-i acordăm mare atenție. Poate fi... Nu, Dragoș, pe acest om... Eu îl cunosc foarte bine. Eu l-am mai văzut. Uf, Clara, nu prea te înțeleg deloc. Nu. Eu l-am mai văzut foarte mulți ani în urmă. Ți-o aduce aminte pe femeia care a lucrat la noi și care mi-a furat-o pe Carmen? E sigur că mi-o aduc aminte foarte bine. Numai că poliția atunci doar nu a putut demonstra nimic și... După aceea ea și-a dispărut la scurt timp. Da. Poliția nu a putut demonstra nimic. Iar eu? Iar eu sunt convinsă că asta a fost mâna ei. Ea mi-a furat-o pe Carmen. Sunt convinsă de asta, Dragoș. Și atunci vă spuneam la toți că e doar mâna ei. Bine, dar care e legătura dintre dânsa și bărbatul care l-ai văzut ieri? Chiar nu înțeleg acum, Clara, nimic. Da, dar nu înțeleg. Nu înțeleg. Bărbatul acesta de câteva ori a dus-o pe femeia aceea la serviciu, la noi acasă. L-am văzut pe geam în câteva dimineți. Dar nu înțeleg ce leagă pe ei. Unde a dispărut ea și ce legătură este între ei. O, Doamne, atât mi-e de frică, dar ce caută el lângă casa noastră după 12 ani? Mi-e groază, mi-e frică, nu înțeleg de ce. Dar dacă are și el legătură cu dispariția lui Carmen și acum s-a întors, de ce? Carmen? Ce caută el aici? O, Doamne, nu. Nu. Clara, trebuie să te liniștești. Eu nu l-am văzut pe omul acela niciodată și nu cred că trebuie acum să te neliniștești din cauza unor presupuneri. Dar atunci poliția a lucrat foarte mult, dar n-a putut să demonstreze că femeia aceea a furat-o pe Carmen. O, Doamne, ce grozăvie! După 12 ani îl văd iarăși. Doamne, ce groaznic! Hai acum să ne culcăm, că e târziu. Da, scumpa mea, hai să ne culcăm. Ai, mâine dimineață cu rezolvarea aceasta. Ce frumos, scumpa mea! Oh, vă mulțumesc foarte frumos! În curând este 14 februarie, peste câteva zile, iar eu vreau să decorez o cameră cu ininioare. Este ziua dragostei și vreau să fie și la noi spirit de sărbătoare, cu toate că este doar pentru îndrăgostiți, dar la noi în familie vreau să fie la fel multă, multă dragoste.
Și uitați-vă din bucătăria noastră ce frumusețe s-a primit, doar cu niște hârtie colorată. Și acum trebuie, vreau să mai fac o surpriză pentru toți. Da, Ioana, ai dreptate, la noi acum este foarte frumos și îmi place la tine că tu mereu te gândești la alții. Să știi că asta este o latură foarte frumoasă, scumpa mea. Ioana? Da? Spuneți. Dar dacă într-o bună zi va apărea mama ta biologică, care ți-a dat viață, cum ai reacționa? Ai accepta-o? Mama? Eu am doar o singură mamă. Iar ea a plecat sus pe cer. Ea nu mai este cu mine. Da, dar există mama ta biologică. Poate că și există. Dar eu n-aș vrea să o cunosc niciodată. Ea nu a vrut ca eu să fiu copilul ei. M-a aruncat la gunoi. Nu a avut nevoie de mine. Cine știe ce viață are acum? Cine știe ce copii are? Nu cred că este bună. Dar o mamă nu-și aruncă copilul niciodată la gunoi. Dacă este mamă. Eu nu aș dori să cunosc această persoană. Îi mulțumesc, Domnule, că m-a găsit mama mea, care m-a luat la ea în casă. Dar dacă nu mă găsea, cine știe ce era cu mine? Nu aș dori să o cunosc pe această femeie niciodată. Cred că este foarte rea. Să alungi un bebeluș la gunoi, credeți-mă, este foarte trist și dureros. Nu are inima. Dar, Ioana... Nu vreau să o cunosc. Nici nu mă interesează ce face. Pentru că nici pe ea nu a interesat-o viața mea.